Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Project Zomboid, moduri noi. Să-mi aduceți aminte, mă certați, vă rog frumos, în comentarii, în cazul în care uit să vă zic de noile moduri instalate. Îmi scoateți ochii acolo. Aici nu trebuia să fie două moduri. Așa, bun. Și pe tine poți să te fac mai mare de atât? Left hand și right hand care e? Cred că am prea mare interfață. Stai să dăm, să punem aici un pic pauză. Cred că e prea mare interfață. Ăsta ce face butonul ăsta? Oh, nu. Oh, nu. Aha, deci ăla îl detașează. Ok. Bun. Și aici cum fac, mă? Încă nu m-am jucat cu el. Unii celălalt... Torso. Oh my god. Faci click pe ele cumva. Ah, și uite aici cealaltă mână, right hand, și când faci click pe el, îți arată. Am înțeles, am înțeles. Și ar mai merge și jewelry, fii atent. Fiță-mă, băiatule, mă. Fiță-mă. Interesant, interesant. Bun, anyway. E bine de știut că există, că ăsta mă cam bătea acolo. Salt o grămadă de moduri noi. Nu știu dacă o să le folosim vreodată. Am zis să fie. Băi, suntem obosiți un pic? Băi, uai, uai. Putem să dormim? Nu, nu putem să dormim. Dude, what the hell? What is happening? This is bullshit. Cum stăm cu a pizza, dude? Trebuie să umplem un pic a pizza aia. Stai așa, hai să rezolvăm aici treaba. Primul și în primul rând, water bottle. Mersi, apreciez. Știi ce aș vrea eu să facem? Aș vrea să vedem dacă suntem în stare. Este ceasul 9:20. Să găsim mașina în primul rând. Pardon, iartă-mă, te rog. Primul și în primul rând să găsim mașina. Oh, fuck my life, e super cald. This is not good. Așa, pot să... This. Da, plus că putem să facem chestii de genul ăsta acum. Cât de caldă mie? Aba nu. Este sunny, într-adevăr, dar văd că nu mi-e atât de cald. Ok. Bun, nu zic nu, nu zic nu. Vreau să mergem să luăm mașina și să vedem dacă suntem noi cumva în stare să ne deplasăm un picuț. Ok, hai să scoatem, mi-a zis cineva că dacă pot să stai aici, mi se arată astea. Nice, apreciez deți. Bun, deci noi suntem aici, care este undeva în sudul hărții și aș vrea să vedem dacă putem să ajungem aici. Ok? Deci aici, dacă reușim să regăsim mașina noastră. Mamă că sunt aici, bobiță, e ceva lume. Hai să vedem dacă putem să ocolim prin grădina asta pe aici. Poate avem noroc să... e ceva lume. Nu mai știu unde am lăsat mașina. Nu mi-aduc aminte exact unde am lăsat mașina. Hai să vedem dacă putem să ocolim pe aici. Pregătiți-vă. Ok. Bun. Cred că sunt acolo niște gușteri. Aha, gata, am văzut mașina. Bun. Aia că noi am adus cu mașina foarte multă lume. Pot să fac... N-am, trebuie să fiu lângă ea, lângă mașină, ca să pot să fac V1. Să vedem dacă mergem așa tiptil. Eu te văd că tu vii înspre mine, dar dorința mea este să nu... What?
Ok. Hai să-i așteptăm să vină. Să vedem ce, dacă reușim să-i potolim rapid, așa. Aha, de, ok, de space-ul. Bun. Perfect. Perfect, love it. Ok, ce mai interesant, aici nu. Classic wristwatch, nu ne interesează. Nu, West Point Map. Reads, repejor. Bun, și după aia pune la loc. Pardon, iartă, m-am dat de escape, nu trebuia. Ok, și aici vreau să... Nu. Ok, bun. Nu, ce faci, mă? Așa. Bun, ok. E, și acum e acum. Cum ieșim noi din sat? Teoretic, mai avem un combustibil. Motorul nostru văd că e pe galben acolo. Combustibil este. Nu știu cum să mergem. Teoretic, ar trebui să ne întoarcem un pic. Teoretic. Hai să băgăm un 20 la ora. Văd că aia ne urmăresc în continuare, cumva, nu se știe de ce exact. Stai că nu vreau să dau de prea mulți. Așa, bun. Și vreau să ajungem la intersecția principală. Dacă aș putea să dau un pic zoom out mai mare de atâta. Asta e intersecția principală, ok? Cred, teoretic. Bun, pentru că de aici vreau să ieșim din Eastwood sau unde Dumnezeu este noi acum. Adică trebuia să ne uităm mai întâi pe hartă, ca să analizăm un pic situațiunea. Nici m-am uitat la mașină, n-am mers. Pur și simplu am... Go for it, my friend. Clicați-mă de aici, mă. Așa, bun. Teoretic, ar trebui să ajungem la autostradă. După ce ajungem la autostradă, ar trebui să facem dreapta. Teoretic, avem suficient de mult combustibil pentru a face această... Ia să băgăm un pic de și mai mare viteză, în 25 la oră. Mai, uite ce turăm. Ia uite ce se turează mașinuța. Un 35? Nu știu ce să zic. Pâre un pic. Așa, bun. Asta teoretic e autostrada. O să consumăm și combustibil mai mult acum, din păcate. Bun, și aici la autostradă mergem. Până ajungem noi la o altă intersecție măricică, o cruce mare. O să dau mai mult? 40 la oră, țineți-vă! Ce speed demon sunt! uite, am uitat să mă uit de semnele alea de întrebare, corect. Da, nenasca este un pic ocupat, n-am mai avut când să mai jucăm. Nici acum nu știu. Facem episodul ăsta și pe aia, sincer să fiu cu voi, nu mai știu când mai filmăm. Așa că ce-o fi, o fi. Nu știu dacă o să fie ăsta ultimul episod sau nu, dar ca să știți că nu prea mai am timp. Am avut un pic de timp cu anul nou. Da, am fost acolo. Și după aia am mai tras un pic așa, deși n-am mai avut timp, am mai tras câteva zile și după aia nu s-a mai putut. Da, e ok, ușurel. Bun, mă mănâncă să mă uit pe harta mare, dar mie că dau fix într-un gușter ceva. Eu sper să mă țină motorul. Bun, opa. Vă pusă răs fix în mijlocul drumului, mă, gușterilor, mă. Care sunteți voi, gușteri?
Așa. Mamă, da, mergem, Bobița. Tare mi-aș fi plăcut să avem un fel de GPS ceva. Să pot să-i pun punctul pe hartă și să mi-apară pe... Bine, nu folosim, adică abia în episodul trecut am folosit de mașină. Da, deci acum ne lăfăim cu mașinuța asta. Simt că e lux față de ce avem noi în mod normal. Aoleu, și iar pierdem emisiunea. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Așa, așa. Bă, da, e de mers, bă. N-am, mai bag un 50 la oră, putem? Nu cred că știe mașina mai mult de 30 de zi. Că avem unul din efectele negative pe care le-am ales. Skill-urile negative a fost aia cu slow... Zi-mă. Slow driver. Este? Eu așa mi-am aminte. Uite cine e bun. Cât de imensă e harta asta, bă. Bă. Opa, stai așa. Stai să nu călcăm pe ăsta, că partea are ok în buzunar și ne sparge roata. Mă, uitasem, deja am găsit o hartă din asta interactivă. Interactivă, mă rog, când zic interactivă, mă refer în sensul că poți dai zoom in zoom out, da? Și mă uitam eu acolo pe hărtuță, că din câte îmi dau seama, harta asta de zomboi nu este generată procedural ca în Minecraft, da? Adică de fiecare dată când ajungi într-o zonă nouă să genereze complet de la zero, nu. Harta este, fiecare căsuță este pusă de mână. Și mă uitam eu să găsesc, aici ai mă? Nu, nu e aici. Mă uitam să găsesc o zonă care să aibă un o plită. Plită este cuvântul pe care îl caut, nu? Adică o sobă pe care să poți să pui la fiert chestii pentru momentul în care rămânem fără curent electric. Da? Să putem să tăiem un lemn, să băgăm la sobă și să putem să ne încălzim și noi acolo diverse chestii. Super. Stop alarm. Așa, mersi. Dude, dă-mi pui mie de treabă, stai un pic. Oh my god, oh my freaking god, serios? Ok, e de mers. Da, și am găsit câteva cabine? Opa, gata, asta e intersecția. Bun, bun, off. What? Câte mașini sunt aici la intersecția asta? Ești nebun? Ok, stop, stop, stop. Ușor, ușor. N-am realizat că o să fie în halul ăsta. Interesant. Ok, bun. Și de aici încolo n-am idee. Exact. O să trecem, cred, prin încă un oraș. Credeți că ar merita să ne băgăm repede într-o casă și să ascultăm o emisiune? Mai sunt 20 de minute. nu știu, vedem. Anyway. Și am găsit mai multe căbănuțe. Dar... bă, în mijlocul pustietății, fraților. Adică chiar nu... nimic, nici măcar drumul să zici că e prin apropiere. Nu, Bobiță. În mijlocul pădurii și ca să ajungi acolo trebuie să treci printre copaci. Și am zis că las, mai bine nu. Erau și unele care aveau o fântână. De fapt, una singură am găsit care să aibă o fântână lângă. Care aia mi-ar fi plăcut, știi? Că din câte îmi dai eu seama, fântâna are apă pură pe care nu mai trebuie să o dezinfectăm. Deci ar fi fost superb. Dar, din nou, cum spuneam, super departe. Eventual... nu știu, nu știu, vedem. Vedem că acum ne ducem direcția în care ne ducem noi acum. Am găsit o căsuță care să aibă o plită din asta, da. E oarecum aproape de un râu mare ceva, o apă. Dar n-avem fântână.
Om trăi și om vedea. Nu mă panichez foarte tare, sincer să fiu cu voi. La câte păduri avem în jurul nostru. Simt că o să devenim foarte buni cu un topor. Simt că o să devenim extraordinar de buni în mânuirea de topoare. Bun, ok. Deci, teoretic, drumul ăsta ar trebui la un moment dat să facă la dreapta. Eu acum realizez, eu nu m-am gândit, dudes. Noi ne ducem și ne ducem, dar populația de zombălăi o să crească. Eu nu m-am gândit la chestia asta, că văd că sunt destul de mulți pe aici. Nu știu dacă sunt mai mulți decât în partea cealaltă. Eu sper din tot sufletul să nu fie cazul. Come on, come on. Ale. Asta în motel. Aca, intersecția asta nu știu. Au, 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 au. Nu, 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 nu. Doar ai încetinit, da? Ok, bun. Pot să pun un pic pauză? 2 secunde? Să mă uit, trebuie să mă uit. Deci, am trecut de intersecția asta. Da, 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 mergem drept înainte. Ok, o să vină o curbă mare la dreapta, o curbă mare la stânga. Dreapta după aia stânga. Bine, ok. Bun. Revenim, așa. Nu, ce faci, ce faci? What the f... De ce am ieșit din mașină? Ce-am făcut, mă? M-a pusat ceva aiurea și am ieșit din mașină fără să realizez. Cam mi-a ieșit piciorul să-mi bag. Bă, 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 de ce să mă așa tut? Ok, ok. Hai să pierdem de aici niște gușteri. Văd că am atras o grămadă cu mașina. Aia, să sperăm că reușim să... A, firaș, aici sunt vreo o grămadă pe lângă mașină. La naiba! Ce am făcut, mă, bă, deci... Ducea, iurea, ești nebun. Hai să încercăm să alergăm un pic. Nici nu mă lasă să mai alerg. Voi fi obosit? Sunt un pic obosit, într-adevăr. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ce făcui, bobiță? Nu că nu vreau să mor. Sunt prea tânăr ca să mor. Măi, de ce aici, mă, pe capul meu? What the hell? Ok, trebuie neapărat să vedem cum ne ascundem, pe unde ne ascundem. Suntem super obosiți. Vreau să... Trebuie să ne băgăm pe aici, pe după o clădire ceva. Cu temperatura suntem ok. Suntem transpirați un pic, dar suntem ok. Ok, e un gard mare aici. Nu prea mă încântă faptul că e un gard mare. Dar poate reușim să, dacă ne băgăm prin curtea asta, să le mai tăiem un pic avântul. Mamă, că sunt băbiță. Na, poftim. Ok, hai să vedem aici cu clădirea asta. Dacă ne ducem pe lângă clădire, rugați-vă să nu vină, să nu sară vreunul de acolo.
Bun. Bun, bun, bun. Hu. Ahaha. Hi. Cum sunt cu greutatea? Nu o să putem să sărim gardul, băga mea și ciorul. Ok, ok. Ușor, ușor. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Sunt unii pe aici, nu știu ce. Mașina asta este stricată, nici măcar n-are roți în puii mei de mașină. Ok, trebuie să găsim să dormim. Trebuie să găsim eventual să și mâncăm. Mai e și asta o problemă. Ceva interesant? High visibility socks. Te văd, te văd, tu mă vezi pe mine, eu te văd pe tine. Ia uite cât s-au sărit gardul. De ce ieși eu din mașina aia, mă, mama e de mașină, mă? What the hell, ce party este aici, mă? Cine v-a invitat pe voi, mă? Ce, mă, nesimțirea asta aici? Trebuie să vedem dacă putem să sărim gardul. Ia. Alright, tăticule, bravo. Asta avem. Hai să ne băgăm pe aici. Trebuie să facem un pic repaus. Ce s-a stea, mă? What are those, dude? Na, că vine și de ala din partea aia și ala din partea aia. Băi, ești... Cine ai simțit? Ești por și măgar. Uite, 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 ați văzut cum a sărit după mine? Mă, ce măr cu ei de gât. Auzi, ăsta iese din casă. Hai să vedem aici dacă reușim o aroganță. Poftim! Aia, bubaie, că să vin din ce în ce mai mulți, da. Dacă am reușit aici, am... Dacă am reușit cumva să-i să-i prăpădim pe ăștia de aici, din zona asta, un picuț așa. Numai, dar vin... Baseball bat, na, e ok, n-are niciun stres baseball bat-ul. Boba e cu oboseala asta, mă dărâmă momentan. Ok. Hai că cred că putem să ne facem un pic de cap. Ușurel, ușurel. Mai vine unul aici, trebuie să avem grijă. Aia. Te trezești cu ăștia bobiță că te... Oaaa, uite. Trebuie să fim super atenți. Bun, hai să vedem. Mulți mâncați aici, mulți. Uite, și ăsta care doarme acolo pe el. S-a trezit târziu. Ok, aici e ăla în casă care n-are ce să facă cu viața lui.
Ok, două secunde, să ne uităm aici, mă asigur că e ok, în regulă, bun. Suntem safe cât de cât? Da, în partea asta. Hai cu tata, hai cu tata, ușor, ușor. Sper că nu m-am mușcat. Suntem super obosiți în momentul de față, uite, mai vin un 12 acolo. Poate reușe să nu vină peste noi. A, nu mă, am mai atras doi din... Din stradă. Mâncățești. Na. Na, și aici e o zonă foarte, foarte dens populată. De tot zumbălei vieții. Te reușim să-i scăpăm cumva de ei. Așa, așa, duceți-vă încolo. Ești nebun că nu dau damage, dude. Mă dărâmă emoțional că... Inclusiv cu... Bine, ne salvează enorm modul cu pathfinding-ul. Dar inclusiv cu modul ăla, abia dacă reușim să scăpăm de ei. Bineînțeles. Extrem de obosiți. Extraordinar de obosiți. Deja aproape că nu mai dăm damage cu... Până mai veniserăm noi, mă, pe unde am mai putea să mai... Să-i mai fentăm un pic. Și știi, mă, că abia dau damage. Nu știu, hai să mai sărim și gardul ăsta. Am ce noroc avem. Poate, uite, poate reușim pe aici prin... Ah, my... Fuck my life, dude. Fuck my life. Break line of sight, break line of sight. N-ai, mă, n-ai. Foarte dificil jocul din punctul ăsta de vedere. Peste tot pe unde te duci, te mai găsesc un zombălău. Te mai găsești un zombălău, pardon, cuvinte. A, bineînțeles că m-a văzut. Pot oare să... Bun, hai să vedem dacă reușim să iei. Curtains. De unde avem sheets? Nici n-am realizat că avem la noi atâtea sheets. Close curtains. Ok, bun. Două secunde, trebuie să verificăm ușa asta. Bun.
Bun, televizor avem? N-avem. Bun. Vreau să reușim, să vedem dacă reușim să dormim. Rugați-vă. Bun, ok. Am reușit să dormim un pic. Lunchbox. Equip secondary. Granola, bar, beef jerky. Bagă. S-a întâmplat mă ceva că nu pare. Oh, dude. Hai că s-a întâmplat ceva. Bun. This is good, this is good. Hai, bun. Bagă și pe a doua bară. Ăla-i tăticule. Bun, ok. Unequip. Bagă aici. Cu both hands. Ok. Bun. Mă interesează aici dacă avem ceva bun. Muștar. Neinteresant. Mixed vegetables. Canned corn, canned sardines, dog food, tomato paste. Pe jos ceva. Open. It all. Vreau să nu ducem lipsă un pic. Un pic mai mult. Așa. Nu știu că ne-a dat, dar să sperăm că a fost suficient. Un water bottle, suntem ok. 14 kg, nu mai suntem în sus și nu mai suntem encumbered. Saucepan. Nu, du-te mai aproape. Asta. Na, na, na. Aici nimic. Pe masă nimic. Aici. Newspaper, pen. Aici nimic interesant. Auto manual. Commercial modes. Teaches recipe intermediate mechanics. Ha. Read. Bun, a pus-o la loc? Da. Perfect. Make wooden box trap, make stick trap. Ha, interesant. Read. Ok, a pus-o la loc. Da, perfect, love it. Ăștia nici nu ne-am uitat la ei. E ok, what? Nu știu la ce e bună cheia aia, dar iau acolo să fie. Iar tu are o furculiță și cam atât. Bun, hai să vedem aici în asta de cărți, dacă e ceva interesant. A doua carte nu prea interesează. Crossword Magazine ne-ar scade boredom-ul. Asta ce e? Unhappiness-ul. E ce? Îmi scade stres? Nu. Magazine. Tailoring Volume 3. 3. Tailoring? Cred că mai e mult și bine până aici la tailoring. Tailoring, aha. E ok. Nu vă panicați. Bun. Păi, suntem oarecum cu forțe proaspete. Hai să ne uităm pe harta mare. Oh my god. N-avem, trebuie să găsim o altă mașină. Că e oribil ce se întâmplă aici. A, super, deja m-a văzut. Bun, hai să vedem de o altă mașină mai des. Văd că deja avem 12 kg în loc de 14. Of course. Tu de unde puii mei? Erai fix în colțul ăla. Acum o să vedeți că în ăsta nu găsim freaking mașini. În orașul vieții.
Nici nu o să găsim mașini dacă stăm pe aici pe la margini. Asta este, mergem ușor, ușor în direcția aia generală. Ne este super cald. Ok, trebuie să mai aruncăm din chestii. Eu propun să... Atâta din când nu ne dăm iară pantalonii jos. Asta. Zim că... putea să dăm un rip clothing. Bine, eu fac chestia asta... în timp ce merg. Which is not okay. Super. Nu voiam să trec pe lângă ăla care a sărit gardul acolo. Așa, hai să încercăm să ocolim grupul cel mare. Fac mai la F. Ăla-i un gard înalt, ăla-i un gard înalt. Grupul este mai mic aici, să sperăm că îl putem ocoli. Băi, asta e o comunitate închisă. Are gard înalt peste tot. Fac mai live, e o comunitate închisă cu gard înalt peste tot. This is bullshit. Da, nu, înseamnă că n-avem. Trebuie să ieșim pe poarta principală a comunității, că altfel n-avem cum. Care unde Dumnezeul e? Trebuie să mă urmăresc. Ia, hai să mergem pe aici, cumva. Până am venit. Aici, la drumul, la drumul principal. Da, ăla e la drumul principal acolo. Trebuie să văd cum... Ah, da, nu că ni se duce temperatura în jos. Ok, ok. Încă trebuie să văd de flanelul ăla cum scap de el, dar văd că nu mai este cazul. Bun, hai să vedem aici ce reușim, dacă reușim ceva. A ieșit ăla din... Nice, finally. Bun, aici mă aștept să aceste două mașini să nu fie funcționale. Facem așa un pic de tot, să sărim gardul. Bun, și să sperăm că nu atragem... Ei, vedeți cum se mișcă toți aici? De ce m-ați auzit? Sau ce? Care e problema voastră? Hai să facem așa ca să pot să dau click dreapta dacă o fi să fie. Aha, gata, gata, gata. Și ajungem din nou la strada mare, dar nu știu dacă vreau să ajung din nou la strada mare, cât m-ar interesa să găsesc o mașină. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Și o mașină funcțională, că mai e asta o problemă. Instalat un mod care s-ar putea să ne ajute un pic cu lockpicking-ul, dar s-ar putea să nu fi fost o idee bună acum, în acest moment, pentru că noi putem să facem cu oarecum lockpicking fără să ne stresăm prea tare, adică puteam să facem chestia asta. Ia uite, poftim, ce o grădină aici frumușică. Interesant. Mașină, mașină. Cât de bună e mașina asta? Și încă una acolo. Am găsit mașini, am găsit mașini. Acum numai să scăpăm de hoarda vieții. Pentru că nu o să fiu nebun să cu ăștia după mine să încerc să intru în mașină. Bine, am putea să mergem de nebuni pur și simplu. Uite, deja suntem iar obosiți. Avem o zonă de picnic acolo. Aici două mașini într-un accident. Oh my god.
Pot mă să trec printre ei fără să mă agite? Da, nu mă vedeți, nu mă vedeți, nu mă vedeți. Nu mă vedeți, nu mă vedeți. Am spus că nu mă vedeți. 19.40, suntem ok. Bă, tot uit la temperatura aici. Suntem transpirați, dar... uite încă o mașinuță acolo. De ce a scăzut? Parcă aveam mai mult pe noi. Am slăbit un kill? Vai ce m-aș distra să fi slăbit un kill, ești de bun. Cât de amuzant ar fi. Ce e casa asta aici? It looks interesting. Nu mă, pleacă de acolo. Ah, nu, fuck my life, fuck my life. No, 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 no. Oare dacă mă duc... O să fie plin și pe aici, dudes. No, 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 no. E stupid să fac chestia asta, să mă plin ca prostul pe aici. Trebuie să găsim o mașină. Du-te în linie dreaptă. Sunt prost. Sunt foarte prost dacă fac chestia asta. Cea mai bună salvare e mașină, dar cum să scap eu suficient să mă ascund? Super obosit așa cum sunt. Minus 50 mili damage. Băi, am încercat să dorm. Nu știu cum să vă explic. Dar... cât să și dormi. Oh, dudes. Oribil. Aici suntem în mijlocul pustietății. Da. Am auzit un curcan. Aici de bun cred că am auzit un curcan. Mă mănâncă să mă întorc înapoi. Dacă reușim să scăpăm de gușteri. Aha, o mașină, dar e stricat. Nu, trebuie să găsim una parcată frumos. Am pierdut încă două emisiuni pe ziua de astăzi. Așa, cine zice aici, mă? Vision and mind decrease, increase muscle stiffness, slow endurance regain. Aha. Păi e oricum, că oricum, e bine, că oricum nu... A, nice, iau-te o pizza. Nu alergăm. Din punctul ăsta de vedere, suntem safe. Uite, mure, bă! Mai God, unde Dumnezeule ne-a băgat, mă, nene, mă? Unde sunt, mă, oameni buni, mă? Ce fac eu cu viața mea aici, mă? Unde ajuns sără, mă? Aha, aha, aha. Civilizație. Oarecum. Mă, stop, 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 stop. De fapt, știi ce? Pot oare să mă strecor printre copaci nevăzut? Slabe șanse. Eu pot să încerc. Ce bun e asta cu walk to dudes. Cum mă văd ei, mă, de peste tot, mă?
Mai că pot să urăsc jocul ăsta. Cu pasiune. Nu mai știu, pe aici pe nevera o mașină. N-am cheie, nu? Și aici nu mi-arată... Find and connect two ignition wires. Da, asta e un minigame, dar nu știu să-l folosesc. Ai, buma. Și am nevoie de un paperclip ceva. Ai. Switch seat exit vehicle. Driver seat, nu știu ce. Bă, nu știu ce să vă zic, nu m-am jucat niciodată cu ăsta până acum. Deci nu am idee exact ce ar trebui, după ce ar trebui să mă uit. Super. Da, nu, iar trebuie să găsim să dormim undeva. Că sunt prea obosit ca să... A, cred că beau din apă, mă, din cauza aia scade greutatea. Cred că aia se întâmplă. Ia, uite, aici e interesant o grădinuță frumoșică. Oare ce am putea să găsim pe acolo? Interesant. A, super, asta e o casă baricadată cu totul. Acolo e o mașină fără roți. Sunt niște gușteri, oare dacă am trece pe aici putem să... Nu, am atras o întreagă armată. Asta e o altă căsuță aici. Nu eram sigur că se trebuiește. Puteam să jur. Oh my god. Nu știu, poate reușim în căsuța asta să-i pierdem? Numai să nu ne trezim cu alți gușteri pe aici. Ah, super. Că sunt. În toți. Stai. Ne văd aia de acolo. O să ne vadă și aia de acolo. Aici, ăștia. Ok, hai să vedem dacă reușim ceva. Louisville map reads.
Bun, mai departe ce a interesant? Nu. Red Digital Watch ne interesează, vrem doar unul alb. Boots! Run Speed Modifier 09. Trowel. 05. E un pic grea. Asta e până la... la grădinărit, am impresia, nu? Ăștia mă mănâncă, numai că 09, versus 0,95. E fost bun la, la casa omului, dar sunt destul de grei. Mai sunt câțiva aici. Hai să vedem ce reușim ușurel așa, cătinel, cătinel. Poate reușim să stăm în casa asta, să ne relaxăm un pic. Perfect. Tot nimic interesant. Bun, hai și mătăluță. Condition Insulation Water Resistance Wind Resistance. Ținând cont de faptul că ai 93, Insulation Wind Resistance. Hai să schimbăm. E un pic bloody, sunt de acord, dar nu știu, sunt și mai bloody. Where? Thank you. Bun, hai să vedem aici căsuța asta. What is happening? Pare să fie ok. Bun, hai să vedem aici pe geam. Close window. Close curtains. Sleep. Yes, I want to sleep. Please. Și te rog, dormi. Dormi, nu mai... Ia. Reușim să dormim ca lumea. Ca niciodată, în puii mei. Hai că o să ne trezească alarma. Ale. Dar am reușit să dormim, which is nice. Finally. Bun, cum stăm cu apița? Stăm acceptabil. Hai să vedem pe aici ce găsim. Magazin, chestii, socoteli. Nimic foarte interesant. Stai, poate că dacă ne-am uitat și pe... Nu, este doar o carte acolo neinteresantă. S-ar putea afară. Am auzit un televizor acolo. Uite, vedeți, e un zâmbălău afară. Te mor, mă. Device options. Bun. E deja pe Life and Living, which is nice. Așa, nena asta ce știe mă la el? Are metalworking pe care îl avem deja aici. Empty bottle. Ok, asta s-ar putea să ne ajute. Pants, sneakers, ne interesează tan top, v-neck, bla bla bla, prostiuțe. Ok, aici nu, în partea asta altă ceva. Carpentry cooking, le știm deja, se pare. Hunter magazine, și metalworking magazine. Nice. Ia, hai să citim ceva aici până în alta. Stai, sit down, sit on ground. Așa. Și citește-o și pe asta.
Ce se întâmplă aici? Ne este foame? Zim că nu vine la ușă. Cooking. Vreau să stai să treacă asta. La și 20, nu? Hai cu bzu, hai cu bzu. No, 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 no. Ați văzut? Bun. Vreau să fim super, super atenți. Ceva de mâncare. Empty bottle. O grămadă de empty bottles. Red wine. Hunger, thirst and happiness. Encumbrance. Calories. 510. Putem să-l bem? What? Drink. All. Yes. Cât de tare ne îmbătăm? Yeah. Oh my god. 30% bet. Boredom decreases, increase fatigue and vehicle input delay. Accuracy and body heat decreases. Nice. What the hell, dude? Super tare. Ok, ok. Bun. Avem în continuare bâta atașată, which is nice. That's good. Ok, bun. Așa. Bă, puteam să ușor, mă. Cum cacașul la ușa aia? Eu sper să nu fie mulți. Ok, ok. Băgă-te jos. Așa, așa, finuț. Ușor, ușor. Aici pot să pun un... nu mai am sheets. Ok. Close curtains. Aia, dar problema e oricum că trece în jurul ușii. Atrage atenție. Ai, bomba cea mare. Bun. Fill all. Umple tot. O să ne nenorocem aici cu asta. A, și le pune automat aici în spate. Cred că asta se întâmplă. Le pune automat aici în spate. Ia, două secunde să facem așa. Că nu vreau. Nu vreau să le ținem la noi. Bine, ținând cont de faptul că cine mai trece pe aici ever. Water bottle 3. Și cât? Encumbrance. Stack encumbrance 2,4. Wow. Ok. Encumbrance empty cooking pot. Asta ar fi bun să-l luăm la noi, deși nu știu dacă să-l folosim, dar e bun de a deavul la noi. Rotten. Ok, neinteresant. Bread knife empty. Eggplant fresh. Bine, noi suntem acum full. Am băut vinul ăla. Suntem super fresh. Ne-a trecut și... ce vreau. Să repede. Așa, ia să vedem pe aici ceva interesant. Ciorăpei. Magazine. Ok, și mai avem o singură cămăruță pe care să o verificăm, care cred că e baia. Close curtains și aici. Bun, avem săpun. Ok. Adhesive bandages, da, aruncă-le și pe alea. Toothpaste. Și în rest că cam atât, pare se. Ok, putem să mai dormim o dată? Mă lași să mai dorm o dată, te rog.
Obosim foarte repede, deci extraordinar de repede. Cred că e din cauza faptului că suntem atât de aproape de limita noastră de... Să spunem că nu am atras nimic. Cred că e din cauza că suntem aproape de limita noastră de greutate. Cred că aia e boba. Cărăm atât de multe prostioare. Bun, hai să venim aici la nenea asta. Hai să sit on ground. Așa, și hai să vedem dacă reușim noi să... Nu mai lași prostia asta. Uite, am putea să punem ceva în lunchbox și după aia scărăm așa, în felul ăsta. Da. Cred că ar fi interesant să încercăm așa, să punem o grămadă de chestii în lunchbox. Mă lasă să spun empty cookbox în ăla? Nu cred că mă lasă. Anyway, revenind la problema noastră. Cooking for intermediates, yes. Sau foraging, ai nici nu știu. Câte, stai, cât am citit din fiecare? 150, ăsta. Read, my friend. Bagă. Reușim să o terminăm cartea asta astăzi. Ăla este Love It Long Time. Bun, și asta înseamnă că în sfârșit pot să o arunc aici. Yes, thank you very much. Și știi ce? Cooking Volume 2. Ia bagă. Read. Că o să ne vină emisiunea. De la ce oră o fi emisiunea? De la 6. Suntem aici într-o casă cât de cât safe. Putem să băgăm ca nebunii, putem să dormim. Trebuie să fiu atent aici să nu o să-mi țipe alarma. Pe la 17 și un pic. Ne e fomică. Dar restem ok, da? Dezobresc alarma. Am oprit alarma. Foraging, numai bine. S-a dus emisiunea de la 18. Și am terminat și cartea? Am terminat cartea, bobiță! Cooking Volume 2. Pe foc. Bun, ia să ne uităm aici un picuț la skill-uri. Ia uite. Așa, și zici tu că tailoring ăsta ar fi interesant, ha? Cum stăm cu greutatea cea mare? Nu, fă-mi așa, te rog, 11.04. Waterbottle, stăm bine aici. Dacă dau echip secondary, ce pot eu să pun aici în ăsta? Pot să pun cooking pot-ul? Pot să pun... Da, e greu acolo, într-adevăr, sunt de acord. Unequip. Așa. Și vreau... Așa. 1444 și acum dacă pun Equip in Bond Hands. 1104. Ok, deci am scăpat de oala aia, am băgat-o adânc. Și suntem relativ ok. Mă enervează că nu pot să văd în asta, cumva. Simt că există moduri și pentru prostiile astea. Să pui backpacks în backpacks. Simt că am putea să lucrăm și cu treaba asta. Oare dacă fac așa? Nu știe. This is bullshit. Hai să, știi ce? Hai să mai citim și pe astea. Read. O să ne fim un pic de tot obosiți. Sunt de acord.
Ia, hai să facem așa. Cred că ar fi bine să punem pauză înainte să ajungem la pragul ăla de acolo. Ok, hai să facem așa. Ne ridicăm. Punem tailoring volume 1 acolo. Ok, și ne ducem și încercăm să vedem dacă putem să găsim ceva de mâncare. Din aici. Așa. Can sardines open. Mănâncă-le pe toate. Foarte puțin, sunt de acord. Mai departe. Nu. Așa. Can corn. Mănâncă-le și pe astea. Perfect, love it. Bun, aici ar cam trebui să încercăm să băgăm toate astea cumva la noi în inventar, tomato paste and shit. Bun, și hai să vedem dacă reușim să dormim aici. N-auzi? Ăsta e bed quality good. Există un bed quality better? Nu, tot atâta e. Sleep. Ia. Yeah. Și din moment ce n-am trecut de primul prag, sunt curios dacă cât de mult putem să dormim. Poate că asta e, dude. Poate că jocul în momentul în care ești super, super obosit. Da. Nu e, nu știu. Nu-mi dau seama, nu pot să realizez ce se întâmplă. Fill water bottle. Ați văzut că putem să umplem inclusiv cooking pot-ul. Bun, sit on ground. Și să mai încercăm încă o dată tailoring. O să ne vine emisiunea la 6, să vedem aici pe... Stai să fiu atent. Că nu știu care... De unde o să țipe alarma. De aici. Na, poftim și am terminat și cartea. Dudes! Epic. Love it. 10 out of 10. Nu vreau la tine să punem cartea, vreau să punem cartea aici. Frumos. Mersi. Ok. Revenind, mai bag o conservă. Can mushrooms? Yes, please. Baga. Băi, noi mai am mai slăbit un pic, oare? Nu știu, ia, 2 secunde să vedem. 101 kg de la 105. Not bad. Nu e rău deloc. Bun. Luăm o pauză aici? Hai să luăm o pauză aici. Pune-te... Nici nu știu sincer unde. Hai să mergem în dormitorul mic. Bagă-te și mai dormi un pic acolo. Vedem dacă ne lasă. Până la următoarea emisiune. Hai să vedem care țipe acolo. Gata. Nu mai știu care ceasul să țipe. Bun, dragilor. Dacă ați rămas cu noi la Skype până acum, un like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă l-ați făcut deja. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare.